imagini din ceea ce înseamnă viața tineretului acum, în pandemie. Imagini minunate, săl de concerte, tineri care se bucură pe scenă, chitariști, pe scenă, bateriști, pe scenă, soliști, vocali. Fabulos, fabulos, oameni buni! România Educată, proiectul lansat de președintele Iohannis, susținut de premierul Câțu, susținut de majoritatea politicienilor importanți în această țară. Proiectul România Educată este un proiect corect, un proiect necesar, un proiect uriaș în măsura în care va reuși. Bine, am spus alaltăieri și repetați. România, ca să fie educată, trebuie să fie hrănită, trebuie să aibă stomacul plin. Că dacă facem România Educată cu burta lipită de șira spinării, ne-am dat dracu. Una, al doilea, trebuie să fie sănătoasă. Nu poți să faci o România Educată bolnavă de cancer, bolnavă de diabet sau bolnavă de inimă. Așa cum sunt milioane de români azi. Bun. Astăzi începem cu o surpriză și terminăm cu o analiză la zi și cu telefoane în direct. Surpriza este o transmisie directă dintr-un magazin de clape din București. Cred că dacă mă străduiesc așa și mă uit pe geam, văd și magazinul e aici undeva foarte aproape de sediul, de studiourile noastre de pe Calea Victoriei. De ce într-un magazin de clape? Pentru că sunt tineri cei care vând acolo, cum se cheamă alea, instrumente muzicale. De ce vorbim cu ei? Pentru că o să vedeți, educația, România Educată, nu înseamnă doar școală. Voi, eu m-am uitat în biografia mea. Ce muzică îmi plăcea când aveam 16 ani, 18. Știți că ăștia bătrânii au avut și ei 16, 18, 20, 30 de ani. Ce? Mă uit acum la imagini, la Untold, la Never See, la concerte, minunății, evenimente. Wow! Wow! Ce generație nouă! Ce muzică nouă! Ce educație nouă! Sau ce lipsă de educație! Cum vreți voi! Oameni buni! România Educată în magazinul de clape. Naiv o să creadă că ne-am apucat să facem reclamă unor. Nu, facem, tată. Magazinul ăla trăiește și moare și cu noi și fără noi. Hai să vedem așa. Pe cel care filmează pentru noi, îl cheamă Vladimir și îl salut, nu ne aude. Face Skype pentru noi, îi mulțumim. Haideți să vedem legătura directă la magazinul, dacă o avem. Pe cel care vorbește cu noi, avem Skype-ul. A, priviți, mă, scoate reclama, roagă-l frumos să scoată reclama din cadru, să o lase un pic mai jos cadru. Reclama din cadru. Un pic mai jos cadru, un pic mai jos, mai jos, mai jos, nu mă, mai jos, mai... Nu, acum. Atât! Bravo! Bravo, fratele meu, bravo! Așa, George. Ei, vă spuneam că cel cu care o să vorbim, deși este în magazin de clape, deși vinde minunății la care se cântă pe claviatură, el este fan chitară, nu stă cu noi foarte mult timp, pentru că, ce să vezi, azi are un mare eveniment. Unde te duci, George, să cânti? Eu astăzi cânt la un restaurant, am o sesiune de, cum se numește, o sesiune de câteva piese, de jazz, cafe, concert cu prietena mea. Da, acum într-un cadru mai restrâns, foarte tare. Regulile pandemiei, foarte tare. Fiți atenți, oameni buni. Fiți atenți. În primul rând, foarte mișto cadrul, să-i spui lui Vladimir că are talent de cameraman, dacă renunță la... Ai mare talent de cameraman. Așa. Fiți atenți. Fiți atenți. Vă mulțumesc. Acum, dăm și mie o secundă să pregătești filmul cu Adrian Năstase Paulică. Imediat. Nu, stai puțin liniștit, George, că nu te bag în discuții politice. Și fiți atenți, fiți atenți. O să avem imagini pe care nici o televiziune, absolut nicio televiziune, oricând n-au vrut, oricând nu s-au gândit, oricând s-au gândit, au vrut și n-au fost lăsați. Că știți că la televiziune se întâmplă de multe ori să nu te lase ăla care îți ține lesa în mână. La B1 TV, ca să le fac pe plac proștilor, știți că exprimarea asta la B1 este motiv de proștii, coboară la nivelul unei exprimări. Așa se cheamă televiziunea noastră, la noi, la televiziune, care se cheamă B1 și mai pe scurt, la B1 TV nu există tata asta cu lesa. Și o să vedeți imagini fabuloase. Poftim? Stați așa, că mi-a zis în cască producătorul, marele Filimon, că mai avem un mare cântă... Nu, hai să păstrăm proporțiile, nu o să-l compar pe George cu Dan Bidman. Salut, Dane, ești în direct. Bună! Dane, îți mulțumesc mult! Te văd și pe tine. În spate apa, în spate schijetul, în spate, bines ce acolo la tine, Dane.
Da, da. Bravo, tată. Am avut câteva clipe de libertate. Bravo, tată. Ești în România, sper, după cum arată lucrurile. În România, la mine, la A2 Wake, aici, pe lac, unde facem wake-ul. Bă, frate, e bine la Dan Bittman. Eu nu știu că amicii mei au asemenea gusturi și asemenea selectă imagine în spate. Dane, fii atent ce vreau să fac. Cu permisiunea ta, pentru că când pui o vedetă de talia lui Bittman în legătură directă cu un George, care este parte a echipei dintr-un magazin de clape din București și cântă la chitară, îi cer permisiunea lui Dan ca discuția să aibă loc de la egal la egal. Permiți legătura asta, da, duplexul ăsta, Dane? Nu e nicio problemă, cum bine, să... hai faceți în așa fel încât împărțiți ecranul să se vadă și Dan Bittman, să se vadă și George. Vă repet, Dan Bittman este la el acasă într-un mediu fabulos pe care îl și vedeți. George este la el la magazinul de clape. George, hai că vin la tine. Hai mă, facem așa, vedem undeva și pe George. Hai, uitați-l, da, și pe Bittman, undeva. George, ce înseamnă pentru tine proiectul România? Așa, tată, bravo. România educată, lansată, președinte... Ce înseamnă educația prin muzică pentru generația ta? Pentru că în ceea ce înseamnă educația prin muzică în generația lui Dan, a mea și a celor dintre tine și noi, că suntem distanță de 3 decenii între noi, o să discute Dan. Acum te întreb pentru generația ta. Întrebare. Ce înseamnă România educată ca proiect? Câți oameni, câți tineri vă intră în magazinul de clape și respectă corzile unei chitare bune sau clapele unui instrument bun? Te ascult. Ok, deci, din punctul meu de vedere, proiectul România Educată este un proiect foarte, foarte bine gândit. Mă rog, foarte bine gândit, depinde cum o să fie pus în practică acum, dacă e să o luăm așa. Dar este un proiect necesar, din punctul meu de vedere. Oamenii au nevoie de o cultură. Din punctul meu de vedere, cultura în ziua de astăzi a cam scăzut în comparație cu generația domnului Dan Bittman, dacă e să o luăm așa, unde muzica adevărată, instrumentele erau un întreg. Acum muzica a devenit foarte electronică, muzica a devenit foarte plastică, să spun așa. Comercială. Din punctul ăsta de vedere, exact, comercial. Nu spun că muzica comercială nu este rea, dar contează și mesajul piesei, contează și ce înveți din acea piesă, din acel hit, din acea operă. Care crezi, George, că este contribuția pe care voi, tinerii care iubiți muzica, tinerii care vindeți instrumente, care întrețineți instrumente muzicale, puteți să aveți, care este aportul pe care voi l-ați putea avea? Păi, acum depinde din ce punct de vedere... Din punctul tău de vedere, cum din ce punct de vedere? Din punctul meu de vedere și în două perspective. George, ca și chitarist muzician, care evident trebuie să ajute la crearea unui mediu specific tinerilor pentru a educa, pentru a crea muzică bună, care să fie ascultată, care să fie să aibă un mesaj, să aibă ceva special, să nu fie o chestie de dozit. Acum, din punctul meu de vedere, ca și lucrător comercial la un magazin de muzică, consider că și aici am o importanță, deoarece ne ajutăm oamenii să evolueze din punct de vedere muzical, pentru simplu fapt că una este când treci pe un instrument bun, când te apuci de muzică pe un instrument bun, și una este când faci asta ca și hobby, dar îți iei un instrument mai slab, care nu te va ajuta să evoluezi, nu te va ajuta să performezi. George, fii atent, te întreb așa, înainte să merg la Dan, te întreb așa, intră tinerii, except în cei care au trupe, care sunt lăutari, care au trupe la evenimente, da, intră tinerii să se uite măcar dacă nu se cumpere instrumente de la voi sau vă evită? Surprinzător, da. Cel puțin de când a venit pandemia, din timpul pandemiei și... Da, cursul premergător, au venit foarte mulți tineri, foarte mulți adulți chiar, care s-au apucat de un instrument, s-au apucat să învețe muzică, s-au apucat să-și ia profesor, să destăinuie tainele, care să le destăinuie tainele chitării, pianului, tobelor, basului, viorii. Adică oamenii chiar au început să vină. De când a fost pandemia, mult mai mult tineri intră în magazin, sunt interesați de a cumpăra o claviatură, de a cumpăra o chitară
chiar sunt mult mai mulți decât înainte. Perfect, perfect. George, am o rugăminte mare, dar așa, cum să zic, nu mă pricep să cer, să comand o muzică pentru fundalul discuției mele cu Dan Bittman, dar încearcă undeva în spatele discuției mele cu Dan Bittman câteva acorduri să te auzim. Ce chitară e aia? Ce marcă e chitara? Este un Sterling de Music Man, este o chitară custom shop, mă rog, custom shop, este o chitară normală, pe care am upgradat-o eu. Am cumpărat doze noi, am făcut tot felul de upgrade-uri la care e valoarea pe piața unei chitări ca aia? Chitara în sine este undeva la 2000-2500 de lei în momentul actual, cash lei. Dar cu toate upgrade-urile, cu toate chestiile făcute, ajunge undeva la, hai să spunem, 1000 și ceva de euro. Am înțeles. Pe George o să-l lăsăm să ne acompanieze undeva în spate, în surdin, așa, background. Dane, România Educată, proiect prezidențial, proiect întrerupt ani de zile, reluat acum cu efervescență. Și eu te întreb, și prin prisma muzicii pe care ai servit-o pe scenele României atâta amar de vreme, nu numai că ai servit-o, ai înnobilat-o de multe ori cu prezența ta. Comentează-te, rog, nu știu cum să te întreb, comentează tu cum vrei și proiectul și participarea muzicii la proiect. Eu nu știu foarte multe amănunte, trebuie să recunosc despre proiect. Am auzit, s-a vorbit de ieri încoace, cel puțin așa am auzit pe posturile de radio. Sper să fie de bun augur orice proiect care, cum să spun eu, încurajează cultura și încurajează învățământul în general aici în România. Mi se pare binevenit. Nu știu ce înseamnă ca sprijin, ca deschidere, ca și proiecte pentru tinerii muzicieni sau tinerii care vor să se apropie de acest proiect, dar bănuiesc că orice demers în sensul ăsta nu poate fi decât pozitiv. Care adică care e principala hibă a acestui uriaș proiect al lui Iohannis, România Educată? Lipsa banului, lipsa specialiștilor, lipsa de voință politică, lipsa de coerență în spectrul politic. Care e principala problemă? Nu știu dacă e o problemă. Ți-am spus, nu pot să vorbesc de un proiect pe care nu-l cunosc. Poate îmi explici tu așa în câteva cuvinte despre ce e vorba, dar dacă există un sistem bine pus la punct și există și bani, bineînțeles... Nu, spun eu care e pe scurt, spun eu cum stau lucrurile, Dănuț. Lucrurile așa. Stau așa. E vorba de vreo 3 miliarde jumătate de euro, 3 miliarde, adică vreo 3500 de milioane de euro, ca să știți, oameni buni, despre ce vorbim. 3500 de milioane de euro, bani care în acel celebru PNRR, ăla, programul de restructurare, reziliență, povestea aia, sunt alocați educației în România. Este vorba, Dane, de un proiect care vizează trecerea WC-ului din curtea școlii în interiorul școlii ca să nu mai înțepenească copiii de frig iarna, informatizare generalizată în sistemul școlar ca să nu mai stăm cu plaivazul, cu creta și cu tabla și cu vai mama lor, încălzire în școlile în care degeră iarna copiii și nu se pot duce că stau cu căciula și cu mănușile în mâini în secolul 21 în România europeană. Și cel mai important lucru pe care președintele și-l dorește, dar nu știu cum o să-l obțină, este ca în urma proiectului ăsta să nu mai avem jumătate dintre copii ca anul ăsta, Dane, care termină 12 clase și ori nu se prezintă la BAC, ori îl pierd, nu iau BAC-ul. Da, e foarte frumos. Deci, cum să spun, eu trăiesc în România modernă de 31 de ani. Am trecut mulți politicieni prin fața camerelor de luat vederi, pe la tribuna Parlamentului, chiar și pe la președinție. Am mai auzit de foarte multe ori promisiuni fabuloase. Acum un an mi s-au promis 80 și ceva de miliarde, care au ajuns 30, care s-au prefăcut în 15 și acum nu știu câte au mai rămas. Eu când aud de 3.000 de miliarde de euro, nu pot decât să zâmbesc. 3.000 de milioane, dar 3.000 de milioane. Nu știu, cât ori fi, 30, dar are importanță. Este foarte clar că la noi învățământul suferă și nu de acum, din totdeauna, și că e nevoie de o investiție majoră acolo. Este foarte frumos ca proiect și tot ceea ce îmi spui tu are coerență în sensul că, da, hai să cheltuim niște bani, dar important este dacă avem control asupra acestor bani și cum îi cheltuim.
Pentru că, așa cum știu eu că se întâmplă lucrurile în România, lucrurile se vor împărți așa, sau cineva o să preia niște contracte, altcineva o să facă WC-urile de care spuneai tu, altcineva o să facă căldura, ceea ce poate e normal la un moment dat. Doar că cineva te-ar trebui să aibă și un control transparent. Adică tu acum, Dane, tu acum ne pui în gard așa. Eu, Bidman, vă spun, stimați telespectatori, bine, nu ca barbu așa de dur, dar vă spun că ar putea să treacă ca printr-o sită banii ăștia, 3 miliarde de euro, să se ducă în buzunarele șmecherilor, învățământul românesc să beneficieze de o spoială și la final să nu ne alegem cu nimic. Eu întreb altceva, dacă în momentul de față, când începi un asemenea proiect, ar trebui să ai cel puțin o imagine, o oglindă și o statistică foarte clară a satelor, orașelor și locurilor în care chiar este mare nevoie de acești bani. Felul în care vor fi împărțiți, asta deja este altă discuție. Dar trebuie măcar să știm câte școli în România suferă de aceste probleme. În ce sens? Adică unele poate n-au toalete, dar au căldură, altele au căldură, dar n-au toalete. Toate datele astea sunt știute la nivel de virgulă, domnule Bidman. Nu asta e problema. Problema e cine va gestiona și cum va gestiona banul ăsta, de ce? Și atenție de ce îl întreb pe Dan. Pentru că eu îi știu punctul de vedere față de clasa politică. Îl știți majoritatea dintre voi care urmăriți emisiunile la diverse televiziuni, nu doar la B1. Este un proiect transpartinic. Adică proiectul lui Iohannis nu e un proiect liberal. Sau n-ar trebui să fie. Ar trebui să fie un proiect PSD, PNL, USR, UDMR și așa mai departe. Crezi, Dan Bidman, că se va putea așeza lumea la masă să facă România educată transpartinic? Eu cred că nu. Cu siguranță nu, pentru că am observat ce s-a întâmplat și după alegeri. N-au avut loc la masă decât anumite partide. În general, când se așează un partid la masă, nu mai lasă loc altor partide sau doar poate partenerilor de coaliție. Nu cred în... Dar nu spun că este imposibil, nu vreau să fiu înțeles greșit. În principiu, așa ar trebui să lucreze țara asta pe niște proiecte care să dureze probabil 5-10 ani și care să treacă în funcție de, eu știu, partidele de la putere, de la un partid la altul. Doar că din ce ne arată nouă practica, când vine un partid, vine și prăpădul, după care lasă alt prăpăd și să scoată castanele partidul care urmează la putere și așa mai departe. Ultima... Deci eu nu cred că acest proiect poate fi un proiect transpartinic. Eu cred că el poate fi realizat acum, rapid, de cei care sunt la putere într-un an, doi, trei, cât își doresc ei să fie. După care, cine știe cine va urma la putere să facă alt proiect. Care e părerea ta în încheiere, Dane, despre cei care, așa cum e George în imagine alături de tine și este și pentru el o onoare să apară în imagine alături de Bidman, te întreb așa, care e părerea ta despre tinerii care, ca George, lucrează în magazine unde se vând instrumente, unde se promovează muzică, unde se promovează act cultural, fie el și la nivelul lor, nu la nivelul tău? Nu e vorba de un nivel anume. Există, cum să spun eu, nivelul de bază, nivelul pe care ar trebui foarte mulți tineri să îl îmbrățișeze și să-l aibă. Că tot ai vorbit de președintele Iohannis, trebuie să laud etnia din care provine acesta și să spun că acolo muzica are un loc deosebit în cadrul familiei. Se face muzică în familiile săsești, se face muzică în familiile nemțești de aici din România, încă de la nivel de copii și preșcolari. Se cântă cu blocflöte, se cântă cu chitări, cu instrumente, cu coarde și așa mai departe. Deci, ceea ce ar putea să facem ar fi un exemplu foarte bun de preluat de la nemți încoace și nu numai. Și ungurii fac același lucru și ar trebui să implicăm foarte mult școala, familia în asemenea proiecte. Deci, de-aia spun, orice lucru este binevenit, cât de mic. Fiecare pas cât de mic, e acolo un pas înainte în educația acestui popor. Mulțumesc mult! Mai rămâi un pic alături de noi să auzi și punctul de vedere al lui George. George, acum vin la tine, oprește un pic cântarea, oprește un pic chitara, oprește un pic pasiunea și spune-mi generația ta. Lăsați-mă legătura cu, dacă se poate, cu Skype-ul. De ce am oprit Skype-ul? Ah, l-a oprit Dan. Ok, pune-l pe George pe ecran. Mulțumesc mult lui Dan Bidman. Te întreb așa, George. Lăsând la o parte că ești în direct la o televiziune națională de știri. Ai un minut, două, să spui ce vrei. Fii atent, George, ce te provoc. Un minut, două, trei.
în care să spui ce vrei tu generației tale despre România educată, despre România culturală, despre chitara ta, despre ce vrei tu, de așa fel încât să fie un mesaj pe bune, un mesaj așa de suflet. Apropo, le mulțumesc și lui, și lui Vladimir, pentru că au făcut un lucru minunat. Eu mă duc de la birou în fiecare zi, scuză-mă un pic, George, în fiecare zi când mă duc să-mi iau de mâncare la prânz, trec prin fața magazinului, îl văd pe George, îl văd pe Vladimir, am stat de vorbă cu el, cu ei de N ori, tineri de valoare certă și de bun simț la nivel înalt. Ăsta e motivul pentru care sunt prezenți aici. Te ascult, George. Ok, ca să fiu așa direct și ca să fie ceva pe bune, cum cred că ar trebui să fie orice chestie legată de cultură. Ce îndemn eu generația mea, sau și în general, toate generațiile, mi-aș dori, dacă se poate, să învețe să asculte mai multă muzică, să fie mult mai răbdătoare, să uite de chestia de comoditate și de stadiul ăla când te urci în mașină, dai play la radio, cântă acolo pe fundal și totul este pe repeat. Să încerce lumea să asculte mult mai multă muzică bună, să înceapă cu muzică clasică, muzică jazz, să încerce să asculte de toate, să fie o lume în care mintea oamenilor să fie deschisă, mintea oamenilor să fie mult mai deschisă. Asta este cuvântul corect. Fii atent ce surpriză îți fac. Rămâi un pic alături de noi, George. Mă duc la video LED. Okay, sigur. Sărut mâna, doamna Prună. Bună ziua! Bună ziua, domnule Dâncu! Bună ziua! Dacă aș putea, ți-aș fi cântat bună ziua asta. Văd că te ocupi de muzică acum. Vreau să vă spun că Vasile, am vrut să văd dacă deschide el subiectul. Nu numai că e fan, e conesor la muzică, iar doamna Prună, stimați telespectatori, dincolo de faptul că este vicepreședinte al Camerei Deputaților, este și un tânăr politician căruia îmi permis să-i pun întrebarea asta. Că dacă erau alții, nu aș fi pus întrebarea, că cine știe ce dracu răspuns riscam. Cristina, te întreb așa, l-ai văzut pe George, da? Este un vânzător de clape, de instrumente cu clape în București, undeva în centrul Bucureștiului, cântăreț și el ca mulți tineri la chitară și un om care a acceptat să comenteze cu noi în direct România educată propusă de Iohannis și propusă de o clasă politică, nu toată, am văzut însă foarte mulți oameni, o clasă politică măcar care lasă impresia, Cristina, că a înțeles în ce dramă ne aflăm, că riscăm să ne ducem pe tobogan cu țara dacă nu ne educăm copiii, dacă nu ne educăm tineretul. Cum ți se pare ce ai văzut? George, chitara lui, dialogul cu Bidman, cât ai văzut din emisiune până acum? În primul rând, aș vrea să-l felicit. L-am auzit cântând și se întâmplă ca mie să-mi placă foarte mult chitara și muzica rock. Și de asemenea i-am auzit opinia cu privire la România educată. Într-adevăr, e, cred că pentru prima oară după mulți ani, deși despre educație s-a vorbit foarte, foarte mult timp, când devine o prioritate și când este nu doar pe agenda publică această temă, ci și pe agenda politică, și eu am încredere că acest proiect, în urma unor dezbateri care vor mai avea loc, va face o diferență în sistemul de educație și vom avea tineri care să își dorească să rămână în România, să muncească aici, să își găsească o cale, o profesie și să-și poată și valorifica pasiunile. Foarte tare, foarte tare. Vasile, cum ți s-a părut, George, cum ți s-a părut chitara, cum ți s-a părut ideea B1 de a merge într-un magazin de clape în București să discute despre România educată? Mi-a plăcut foarte mult ce am auzit, însă pe canalul 2, ca să zic așa, mi-am adus aminte instant de una din tristețile mele rezultate din cercetarea sociologică. În fiecare an fac un studiu pe care îl numesc așa, un studiu despre comportamente sociale. E mai generic așa, însă întreb pe oameni ce au făcut într-un an, dacă au zburat cu alviolul, dacă au citit o carte, dacă au băut o bere, dacă au cântat, de exemplu, sau ascultat muzică. Marea mea tristețe este că anul trecut am văzut și în alt sens s-a întâmplat același lucru. 10% din populație nu au ascultat muzică deloc într-un an. Și m-am gândit cum să poți să trăiești fără să asculți măcar o zi, măcar o noapte, să asculți vreodată muzică
în viața asta ticăloasa noastră, cum zice cronicarul. M-a șocat asta și am vrut să scriu, am și un text lăsat la jumătate despre tristețea celor 10%, dar mă bucur foarte mult și mă bucur cum a pus problema invitatul tău, pentru că educația, până la urmă, estetică, educația afectivă, se naște din experiență, din experiența cu aceste tipuri de arte. Și fără să ai participanți, indiferent că sunt de amatori sau de profesioniști, este foarte important ca lumea să vină cu tot sufletul, să trăiască alături de muzică, alături de foarte poezie, tare. De artele plastice. Foarte deci tare. De aceea cred că asta este foarte important și mă bucur mult de acest exemplu frumos pe care l-ai găsit. Mulțumesc mult, Vasile, mulțumesc mult, Cristina. O să fac așa acum. O să-i dăm un premiu, mă rog, premiu. Ce prostie am spus, iartă-mă, George. O să-ți dăm șansa. Da, nu suntem noi în stare să premiem pe nimeni, suntem vai steaua noastră. George, pe ecranul acestei plasme ești alături de vicepreședintele Camerei Deputaților și de unul dintre cei mai importanți politicieni, nu doar din Cluj, nu doar din PSD, din spectrul politic românesc, nu exagerez în ce-l privește pe domnul Dâncu. Eu te întreb acum, dacă vrei, ai posibilitatea, probabil prima și nu știu dacă ultima oară în viață, să le adresezi o întrebare, răspunsul lor fiind foarte important pentru tine sau pentru cine crezi tu. Dacă vrei, dacă nu, ne despărțim prieteni și ne vedem când merg luni să-mi iau de mâncare. Da, asta a fost o întrebare foarte bună. Și o întrebare. Da, dacă s-ar putea face ceva în legătură, uitați, o chestie foarte, foarte bună. În legătură cu radiourile, posturile TV, în legătură cu muzica din România, să înceapă să fie mai diversă, dacă se poate interveni, pentru a fi mai multă diversitate, pentru a se da șansa și artiștilor care sunt în underground sau artiștilor la început de drum, care se chinuie să ajungă, da, cunoscuți ca toți ceilalți, dacă se poate interveni asupra acestei chestii și se poate face ceva încât să fie mult mai divers. Foarte tare! Foarte tare, frate, întrebarea! Foarte tare! George, rămâi lângă noi, îți răspunde și Cristina, sigur, îți răspunde și Vasile, pentru că după cum au reacționat non-verbal, le-a plăcut întrebarea. Cristina, nu, iartă-mă! Lăsăm doamnele să tragă concluzia că de-aia suntem niște bărbați eleganți. Vasile! Nu-i frumos, dar hai să lăsăm pe Cristina să vorbească ultima, că îi place. E și din generația tânără și știe mai bine ce vrea pentru viitor. Absolut corect. Eu cred că există în acest moment condiții legislative pentru a acorda licențe posturilor de radio, condiții care nu se îndeplinesc întotdeauna, legate de procentul de muzică din program, muzică nouă, muzică românească sau muzică străină. Se negociază de regulă acestea și cu sindicatele și patronatele artiștilor. Cred că noi în Parlament am putea să ne punem această problemă și să vedem, pentru că se poate face asta, chiar dacă nu ca obligativitate, dar se poate face măcar ca indicație, ca CNA-ul să urmărească atunci când aprobă licențe, să urmărească această problemă a promovării tinerilor și a muzicii tinere. S-ar putea face niște programe pozitive în care să primească sancțiuni pozitive, ca să spun așa, cei care promovează asta, să primească un punctaj în plus atunci când se face evaluarea. Foarte e tare, Vasile, bravo! Este o foarte bună idee aceasta. Foarte tare, Cristina! Da, eu, cum vă spuneam, sunt într-adevăr dintr-o generație care a crescut cu muzică multă românească și cu muzică rock foarte, foarte bună și, într-adevăr, cred că e necesar să promovăm artiștii tineri care au mesaje și transmit mesaje prin muzica lor. Aici, din punctul meu de vedere, soluția e foarte simplă, în ideea în care, ca pe orice piață, cu cât ai concurență mai mare, cu atât ai servicii mai de calitate și o diversitate mult mai mare a produselor. Și aici mă refer la piața radiourilor. Cred că dacă s-ar da mai multe licențe și ar exista mai multe radiouri care să-și găsească nișele lor și ascultătorii lor, care pot fi unele, nu știu, cu muzică clasică, altele cu muzică rock, altele cu muzică hip-hop și așa mai departe, atunci cred că ar avea șansa și
trupele acestea mai tinere și de genul muzica mai de calitate să ajungă la publicul mai larg. De cealaltă parte, eu ce văd zilele acestea este că e mult mai ușor, comparativ cu anii 90 sau începutul anilor 2000, să-ți promovezi muzica, pentru că poți să o faci până la urmă gratuit pe platforme precum Facebook sau YouTube sau mai știu eu ce alte platforme și cred că este o mare, mare șansă pentru artiștii români, tineri sau mai foarte puțin tare. Tineri, să ajungă la public. Mulțumesc mult, mulțumesc mult, oameni, voi oameni buni. Știți ce mă gândeam ascultându-l pe Vasile și pe Cristina? Că meseria asta de gazetar nu e ușoară, mă. Acum știu că îmi fac un, cum să zic, laudaciu pro domo. Bă, dar să nimerești așa pereche de politicieni pe asemenea subiect, nu-i la îndemâna oricui, frate. Chiar am fost tare. Mă felicit. George, îți mulțumesc mult de tot. Ne despărțim pentru că... George, te-aș mai ține în emisiunea Râs foarte mișto și tu și chitara și clapele, și, dar discutând de Liviu Dragnea și copiii trebuie să plece de pe frecvența B1, că aici discutăm noi ăștia, oamenii mari. Hai că am zis-o mișto, acum am băgat-o și pe Cristina la oamenii mari. Atenție, încă o dată vă spun, este vicepreședinte al Camerei Deputaților, unul dintre oamenii care conduc viața politică în România și de foarte mult timp, de pe vremea când, cred că era la Primăria Capitalei, dacă mi-aduc aminte, nu? Consilier la Primăria Capitalei, zic bine? De atunci știam că domnișoara Prună, Cristina Prună, va avea o carieră politică prodigioasă, ceea ce, după cum vedeți, se și întâmplă. Bine, George, ci vediamo cum o se dice, ci vediamo. Mulțumesc mult, sim, rămâneți sim. Alături de noi, stimați telespectatori. Vreau să vă arăt, am rămas în formula de atac politic. Paul, spune-mi, te rog frumos, că filmul cu președintele este gata, fără blurare, fără blur, fără... Da, ok. Fiți atenți. Eu am scris undeva pe una din benzile alea de jos că multă lume Stănescu, Firea, Ciolacu, multă lume în PSD știe cum stau lucrurile la nivelul de detaliu, adică dalea adevărate, sunt în laborator. Dâncu este în laborator, dar este și dispus să spună public lucrurilor. Pe nume am văzut într-o știre de ieri, de aseară, începutul dialogului pe care îl provoc acum și m-am bucurat că e așa, pentru că trebuie să spui lucrurilor pe nume. Vreau să vă arăt ce înseamnă să ai o arhivă bună și să fii o televiziune națională de știri și să nu uiți. Bine, nu să nu ierți, să nu uiți. Imaginile, Paule. Scoate, de la început și scoate scrisul. Scoate, așa, acu, dă-l de la început. De la zero. Hai, play. Andrei v-a comunicat mai devreme că o să vă spun câteva cuvinte. Da. Exact. Deci, rugămintea mea este să nu vă împingeți, să nu vă loviți, ca să nu generați un breaking news. În felul ăsta. Sunteți în sfârșit liber, cum simțiți aerul libertății. Procedăm în felul următor. Eu vă spun câteva cuvinte, după care o să-mi puneți câteva întrebări. Băgați-mi și mie video. Te-ți pregătiți? Okay. Așa, mersi. Ok, oameni buni. Mă bucur. În plasmă, în continuare, nu-i vedeți, dar sunt acolo, Vasile Dâncu și Cristina Prună. În video LED, imagini, Adrian Năstase este din nou liber. Stop cadru, dă un stop cadru, când vrei. Vreau să vă uitați un pic atent. Este vorba de fostul președinte al Camerei Deputaților. Da, fix ca Liviu Dragnea. Este vorba de fostul președinte al Partidului Social Democrat. Da, fix ca Liviu Dragnea. Este vorba de Codrin Ștefănescu pe epoletul stâng, fix ca Liviu Dragnea. Prieteni, îmi cer scuze că fac presă așa. Numai dacă nu o faci așa, înseamnă că ești ori naiv, ori năimit, plătit să nu vezi. Așa stau lucrurile. Dați imagini cu domnul Dragnea, cu Irina și cu ieșirea de ieri din penitenciar, în timp ce merg aici, credeți-mă că fix așa au stat lucrurile ieri.
fix Codrin Ștefănescu pe poletul stâng, fix fost președinte al Camerei Deputaților ieșit din penitenciar, fix fost președinte PSD ieșit din detenție, fix la fel. Întrebare, Vasile, ce trebuie să înțeleagă membrii PSD din asta? Nu noi, care suntem bai steaua noastră, suntem nevolnicii lumii, ne fiind membrii PSD. Ce să înțeleagă susținătorii partidului tău din aceste imagini? Aceasta, imaginea cu Năstasie din 2014, luna august. Mai puțin, se fac 7 ani de la imaginile acelea. Te ascult. În primul rând trebuie să înțeleagă că este foarte important o nouă direcție în partid care să se îndepărteze de aceste similarități, similitudini nefericite pentru partid și pentru protagoniștilor. Că este nevoie de o construcție care să se bazeze mai mult pe echipă și mai puțin pe lideri. Că rămâi și suntem responsabili, sunt responsabili, nu am fost în acea perioadă nici în 2014, nici în 2019, nu mai eram în partid, dar tot să înțeleagă că de fapt calea pe care au mers liderii a fost o cale consimțită, aplaudată de foarte mulți și că sunt co-responsabili la aceste drame individuale până la urmă ale acestor oameni. Că este nevoie să fii rațional și să, chiar dacă este importantă solidaritatea, este foarte importantă solidaritatea într-un partid, este important să fie solidaritatea pentru lucrurile sigure, pentru lucrurile care sunt legate de valori. Altfel, istoria te poate duce într-o fundătură și cred că lucrul acesta îl înțeleg cei mai importanți dintre oameni. Oamenii importanți care sunt social-democrați cu adevărat sunt oameni de stânga. Cristina, bănuiesc că știi, n-am să fac acum inventarul pentru că ar fi inelegant. Predecesorilor Cristinei Prună, oameni care au stat pe acele 3 locuri de deasupra plenului Camerei Deputaților, acolo unde stă întotdeauna conducerea camerei respective, în frunte cu președintele, vicepreședinții, chestorii, secretarii camerei. Nu vreți să știți câți dintre ei au trecut prin pușcărie în ultimii 30 de ani? Nu vreți să știți cât dintre ei sunt piese principale în dosare penale acum? Nu vreți să știți în ce hal este Camera Deputaților în raport cu instituțiile similare din Uniunea Europeană? Suntem primii. Nu există nicio țară care în structura ei parlamentară să aibă ce avem noi la Camera Deputaților, mă rog, și la Senat prin extensie. Întrebare. Din actuala conducere a Camerei Deputaților, mi-e și frică să continui întrebarea. Cum va fi Cristina Prună? Pentru că mandatul e la început. Știți, eu și colegii mei am intrat în politică pentru reformarea acestei clase politice și tocmai pentru că am fost foarte frustrați că imaginea instituțiilor statului este aceasta pe care ați descris-o și dumneavoastră, cu politicieni care, iată, calcă strâmb și mai mult decât atât ajung să plătească pentru faptele lor și au condamnări penale, unii chiar fac și închisoare. Ceea ce am trăit în primul mandat în Camera Deputaților a fost tocmai această luptă pentru fără penali în funcții publice, penali însemnând persoane condamnate definitiv de o instanță. Nu ni s-a părut moral și etic și normal până la urmă pentru societatea românească să existe astfel de persoane care să ne reprezinte. Și atunci milităm în continuare pentru această curățenie morală a clasei politice. În opinia ta, Cristina, profit de sinceritatea cu care tot timpul ai fost prezentă, cel puțin în emisiunea mea. Se ascunde Ciolacul? Se ascund liderii PSD-ului după acest moment deloc neimportant, ieșirea din detenție a fostului lor șef, atenție, fostului lor promovator și fostului lor, pentru mulți, făcător de carieră, pentru că Dragnea a făcut carieră în PSD, nu cariera lui. A făcut pe alții oameni. Întrebare, în opinia ta, nefiind PSD, ar putea părea inelegant să întrebi un userist dacă se ascunde liderul PSD-ului. Ia te întreb pentru că ești politician. Dacă îl întreb pe domnul Dâncu, o să auzi răspunsul că va fi tranșant. Este un răspuns de din interiorul laboratorului. La tine este din afara laboratorului, dar din interiorul politicii. Acum nu știu ce face domnul Ciolacu și nici nu cred că e treaba mea să aflu ce face. Ce mi-aș dori eu personal și ar
și vă spun tot în lumina celor pe care vi le-am mărturisit mai devreme. Îmi doresc ca fiecare partid din țara asta, și mă refer mai ales la partidele vechi, dar și la USR Plus, îmi doresc să meargă pe o cale bună, vechile partide să se reformeze și să scape de aceste atitudini și comportamente pe care le-am văzut de-a lungul timpului. Ce cred că ar trebui este ca inclusiv domnul Ciolacu să fie mai prezent la Parlament. Eu nu prea l-am văzut în ultimele 6 luni decât pe la moțiuni de cenzură. Și cred că important este să avem o activitate cu toții în Parlament care să fie până la urmă în interesul oamenilor care ne-au aceeași votat. Întrebare, Vasile, și ție. Liderii marcanți, cu adevărat marcanți, exceptându-te, bă, nu s-au arătat în ultimele 24 de ore, ieri în timpul acestei emisiuni, fix la această oră, mă rog, more or less, pe poarta penitenciarului ieșea domnul Dragnea, eliberat fiind condiționat. Întrebare, sunt 24 de ore în partidul care, conform INSCOP, a depășit PNL-ul la pas, are vreo 30% în ultimul sondaj. PNL-ul are mai puțin, USR-ul se păstrează acolo, deci mult sub. Întrebare, fiind partidul care aparent, bine, nu aparent, a câștigat cele mai multe voturi acum, în decembrie, la ultimul scrutin, acum e pe creștere, pe plus, e reală povestea că se ascund pentru că nu știu să gestioneze momentul, e reală povestea că sunt forțe politice care vor să vă rupă partidul, luându-l pe Dragnea și odată cu el o parte dintre... Cum e, Vasile? No, ieri, din partea conducerii, m-am nimerit eu, că sunt în România și am vorbit de la miaz până seara, de nu mai aveam voce pe la ora 10 când am intrat la ultimele televiziuni. Am pus un punct de vedere al partidului în piață. De fapt, ceea ce a făcut și Ciolacu și ceilalți a fost să punem în practică un program ca în Parlament, de exemplu, acum în Parlament, nu avem niciun om care să fie măcar trimis în judecată, În acel timp când am judecat noi, deci am eliminat tot ceea ce putea să fie suspiciunea de corupție din partid. Asta este răspunsul nostru de atunci la ceea ce s-a întâmplat cu Dragnea înainte și cu alții. Sigur că nu a fost convenabil nici pentru Liviu Dragnea, nici pentru unii din apropiații lui, dar asta a fost răspunsul nostru, unul faptic. Și continuăm cu acest lucru, cu siguranță că noi avem o moștenire, cel puțin ca imagine publică, destul de grea din punctul acesta de vedere, dar o să încercăm să mergem. Nu entuziasmează, nu sperie pe nimeni din partid revenirea lui Liviu Dragnea. Toți, pentru că am vorbit cu toți colegii din colegiul nostru director, să zicem așa, ieri, toți erau bucuroși pentru că personal omul s-a întors la libertate și se întoarce în mijlocul familiei. Asta este important. În al doilea rând, noi am pornit pe un drum cu noul PSD, suntem undeva pe la jumătate poate, sau nu știu dacă am ajuns prea departe, dar oricum, suntem într-o schimbare majoră și nu reacționăm la ceea ce ni se spune din afară, că suntem un partid care lași, cum a zis Dragnea, sau că nu reacționăm. Avem stilul nostru de a ne opune actualei guvernări, avem proiectele noastre alternative și le vom pune în practică. Pe de altă parte, sigur, îl înțelegem și pe Liviu. L-am înțeles și pe Liviu Dragnea, pentru că a avut probabil mulți oameni în partid pe care i-a creat, pe care i-a promovat în funcții, și care nu i-au mai răspuns probabil apelurilor lui. Dar trebuie să înțeleagă și el un lucru. Și aici o spun bărbătește așa, pentru că poate că și lui se pare, are mulți oameni care îi spun altceva. Trebuie să înțeleagă că în momentul când a plecat din partid, când a fost condamnat, a lăsat partidul în cea mai proastă situație din istoria lui. Înainte l-a dus la cel mai înalt nivel, 46%, apoi ne-a lăsat la 20% și undeva reticența oamenilor din partid se leagă și de acest lucru. Și până la urmă, dincolo de relațiile personale, este foarte importantă și această relație în interiorul partidului. Deci îl înțelegem, eu îl înțeleg chiar și pentru discursul lui prea politic de la ieșire. Poate că i s-a cerut, foarte mulți au cerut din cei care sunt constant alături de el, însă cu siguranță că își va reveni mai încolo și va înțelege că este mai importantă libertatea și este mai important să trăiești liniștit
liniștit decât să intri în lupte politice care sunt incerte în momentul ăsta. Nu există niciun pericol de rupere a partidului, îți garantez. Aici vă spun așa, mulți au încercat și cu PSD-ul și cu PNL-ul, că astea două au fost marile și sunt marile partide politice în România. Bine, cu tot respectul, USR-ul este un partid care este acum pe drumul politic care poate duce la 25-30% sau poate eșua lamentabil. Dar în ultimii 30 de ani, dincolo de orice dubiu, pe stânga PSD-ul de la FSN încoace, pe dreapta PNL-ul de la Radu Câmpeanu, Dumnezeu să-l odihnească încoace, au fost partide de panion pe cele două culoare. Întrebare, Cristina, tu consideri, noi am dat aceste imagini pe care le vede toată lumea cu Adrian Năstase la ieșirea din penitenciar. Discursul, dacă l-am lăsat integral, nu știu, are vreo 15-20 de minute la noi în arhivă, probabil că e mai lung, nu știu, seamănă izbitor ca mesaj, uneori și ca abordare. Bine, acum diferența de clasă și de rasă între Adrian Năstase este evidentă pentru oricine știe politică. Adrian Năstase este în continuare unul dintre cei mai valoroși politicieni în viață pe care îi are România. Cristina, te întreb așa. Trebuie să luăm pub acum? Paul. Acum? Publicitate și o să vin cu întrebarea la doamna Prună. Este întrebarea de final, de interviu, dar e o întrebare foarte importantă. Rămâneți cu noi, revenim.